Să deschidem la Faptele Apostolilor, capitolul 7, pagina 1063. Și vom citi de la versetul 20 până la 50. Faptele Apostolilor, capitolul 7. Pe vremea aceasta s-a născut Moise, care era frumos înaintea lui Dumnezeu. El a fost hrănit 3 luni în casa tatălui său și când a fost lepădat, l-a luat fiica lui Faraon și l-a crescut ca pe copilul ei. Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte. El avea 40 de ani când i-a venit în inimă dorința să cerceteze pe frații săi, pe fiii lui Israel. A văzut pe unul din ei suferind nedreptate. I-a luat apărarea, a răzbunat pe cel asuprit și a omorât pe egiptean. Credea că frații lui vor pricepe că Dumnezeu prin mâna lui le va da izbăvirea, dar n-au priceput. A doua zi, când se băteau ei, Moise a venit în mijlocul lor și i-a îndemnat la pace. Oamenilor, a zis el, voi sunteți frați, de ce vă nedreptățiți unul pe altul? Dar cel ce nedreptățea pe aproapele său l-a îmbrâncit și i-a zis, cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător peste noi? Vrei să mă omori și pe mine cum ai omorât ieri pe egiptean? La auzul acestor vorbe, Moise a fugit și s-a dus de a locuit ca străin în pământul Madian, unde a născut 2 fii. Peste 40 de ani, i s-a arătat un înger în pustia muntelui Sinai, în para focului unui rug. Moise, când l-a văzut, s-a mirat de arătarea aceasta. Și pe când se apropia să vadă ce este, a auzit glasul Domnului care i-a zis, Eu sunt Dumnezeul părinților tăi, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Și Moise, tremurând, n-a îndrăznit să se uite. Domnul i-a zis, Scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este un pământ sfânt. Am văzut suferința poporului meu care este în Egipt. Le-am auzit gemetele și m-am pogorât să-i izbăvesc. Acum du-te, te voi trimite în Egipt. Pe acest Moise de care se lepădaseră ei când au zis cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător, Dumnezeu l-a trimis ca stăpânitor și izbăvitor cu ajutorul îngerului care i se arătase în rug. El i-a scos din Egipt și a făcut minuni și semne în Egipt, la Marea Roșie și în pustie 40 de ani. Acest Moise a zis fiilor lui Israel, Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine, de el să ascultați. El este acela care în adunarea israeliților în pustie cu îngerul care i-a vorbit de pe muntele Sinai și cu părinții noștri a primit cuvinte vii ca să ni le dea nouă. Părinții noștri n-au vrut să-l asculte, ci l-au nesocotit. Și în inimile lor s-au întors spre Egipt și au zis lui Aron, Fă-ne niște Dumnezei care să meargă înaintea noastră, căci acest Moise care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Și în zilele acelea au făcut un vițel, au adus jertfă idolului și s-au bucurat de lucrul mâinilor lor. Atunci Dumnezeu s-a întors de la ei și i-a dat să se închine oștirii cerului, după cum este scris în cartea prorocilor. Mi-ați adus voi vite junghiate și jerfe timp de 40 de ani în pustie casa lui Israel? A spurtat cortul lui Moloch și chipul stelei zeului Remfan, chipurile acelea pe care le-ați făcut ca să vă închinați lor. De aceea vă voi strămuta dincolo de Babilon. Părinții noștri aveau în pustie cortul întâlnirii, așa cum îl rânduise cel ce a spus lui Moise să-l facă după chipul pe care îl văzuse. Și părinții noștri l-au adus la rândul lor sub povățuirea lui Iosua când au intrat în țara stăpânită de neamurile pe care Dumnezeu le-a izgonit dinaintea părinților noștri și a rămas acolo până în zilele lui David. David a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu și a cerut să se ridice o locuință pentru Dumnezeul lui Iacov. Și Solomon a fost acela care i-a zidit o casă. Dar cel prea înalt nu locuiește în lăcașuri făcute de mâini omenești,
cum zice prorocul, cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce fel de casă îmi veți zidi voi mie, zice Domnul, sau care va fi locul meu de odihnă? N-a făcut mâna mea toate aceste lucruri? Îndreptându-ne atenția spre acest personaj de seamă al Vechiului Testament, Moise, m-am gândit la el și lucrul care mi-a atras atenția cel mai mult a fost faptul că acest Moise este un prototip al Domnului Iisus. Nu știu de ce nu m-am gândit până acum la lucrul acesta, dar am găsit mai multe asemănări între Moise și Domnul Iisus. Voi încerca o enumerare a lor. Moise este amenințat cu moartea încă de la naștere. Este încă de la naștere sortit morții, pentru că era băiat și era edictul acela lui Faraon. La fel, Domnul Iisus nici nu s-a născut încă și deja acum a ajuns vestea la oamenii vremii, Irod, și a pus în gând să-l omoare. Amândoi scapă prin providența lui Dumnezeu. Dumnezeu intervine și sunt salvați. Dumnezeu se arată lui Iosif și Domnul Iisus merge în Egipt pentru o vreme și este ocrotit în felul acesta. La fel și Moise, într-un mod ieșit din comun, pus acolo pe albia râului, este găsit de fiica lui Faraon și, uimitor, nu lepădat, ci luat și crescut ca pe propriul copil, așa cum menționează Ștefan aici. Iarăși este acest verset, versetul 22, Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte. Mi-aduc aminte acel verset despre Domnul Iisus, că el creștea și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Ajung bărbați maturi și când s-a făcut mare și aici mă gândesc la acest text paralel din Evrei, spune în Evrei că când s-a făcut mare, Moise n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Acest text, așa de frumos, așa de condensat, vorbește despre Domnul Iisus. Domnul Iisus spune în Filipeni că El n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și s-a făcut rob. S-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Și spune tot în Evrei, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea. Este un text care, acesta din Evrei despre Moise, care subliniază, urmărește altceva, și anume credința lui Moise. Aici textul pe care îl avem în față urmărește, este concentrat mai degrabă spre evreii care nu au vrut să asculte de acela pe care Dumnezeu îl trimitea. Acesta este scopul lui Ștefan. Se îndreaptă spre această istorie și depănează istoria aceasta și arată cum evreii de-a lungul istoriei n-au vrut să asculte de Dumnezeu. I s-au împotrivit lui Dumnezeu. Pe oricine a trimis, i s-au împotrivit. Încă un punct legat de asemănarea aceasta. Moise, acolo în pustie, într-un moment critic în care Dumnezeu spune, dă-te la o parte, Moise, și îi voi nimici, dar din tine voi face un neam mare. Moise este acela care mijlocește pentru ei. Este un moment, aș spune, maxim al lui Moise, în care el roagă pe Dumnezeu și îl imploră pe Dumnezeu să nu-i nimicească. Ce credință și ce inimă mare avea omul acesta. La fel, se aseamănă aici cu Domnul Iisus. Este acela care mijlocește pentru noi. Este acela care mijlocește pentru cei care îl torturează. Tată, iartă-i că și nu știu ce fac. Este acela care mijlocește acum pentru noi.
cei care suntem așa de slabi în credință. Moise devine căpetenia unui popor liber. Sunt scoși din Egipt, din robie, și devine căpetenia unui popor liber. La fel, Domnul Iisus este căpetenia noastră, a celor care am fost eliberați. Nu suntem niște oameni care am fost scoși de El din lume ca să fim liberi. Ca să fim liberi. Și ajung aici la punctul care mă interesează cel mai mult. Despre Domnul Iisus se spune că a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Este acea pildă pe care Domnul Iisus o spune despre, cumva este aceeași idee, este, am putea pune așa în paralel cu acest text, predica lui Ștefan, în care este acel stăpân al viei care își trimite robii, unul câte unul, dar sunt primiți rău, sunt trimiși înapoi, bătuți, ba chiar omorâți, și stăpânul vie trimite, până la urmă, trimite pe fiul lui. Și îi zic, iată moștenitorul, veniți să-l omorâm și să fie via noastră. În felul acesta s-au purtat cu Domnul Iisus, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Moise este cumva în același fel prezentat de către Ștefan. Același scop îl are. Să arate că Moise, deși până la urmă el este acela care îi scoate din Egipt și îi duce în țara promisă, el nu a fost primit. Sunt așa de puțini cei care au trecut în această istorie de peste 40 de ani cu credință, în ascultare de Dumnezeu. Putem să numărăm pe degete, de la o mână. Au pierit tot în pustie pentru că s-au încăpățânat, așa cum spune Ștefan. Spune, oameni tari la cerbice. Nu am știut ce înseamnă cuvântul ăsta, am căutat în Dex. Întotdeauna l-au ca atare. Înțelegeam că este ceva oameni duri, care nu vor să asculte. Cerbice vine din limba latină și este acel cervix, gâtul, grumazul. Oameni tari la cerbice, oameni care nu-și îndoaie. Oameni încăpățânați. Sensul este de om încăpățânat, om mândru, care nu vrea, vrea să facă doar ce știe el. Dumnezeu cheamă, dar omul nu vrea să răspundă. Acesta este mesajul lui Ștefan. Și acest popor evreu a fost de-a lungul istoriei implorat și rugat. A fost pedepsit în multe feluri. Și se îndreptau pentru puțină vreme. Dar nu au părăsit idolatria până acolo încât Dumnezeu a trebuit să-i zdrobească, așa cum spune aici. A trebuit să-i zdrobească și doar o rămășiță a scăpat. Doar o rămășiță. Versetul 35 spune, pe acest Moise de care se lepădaseră ei când au zis, cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător, Dumnezeu l-a trimis ca stăpânitor și izbăvitor cu ajutorul îngerului care i se arătase în rug. Și Ștefan face paralela aceasta între Moise și Domnul Iisus aici. Exact așa. Cel pe care le lepădaseră ei, Moise, a ajuns să fie cel care îi scotea de acolo. În același fel, Dumnezeu, pe Domnul Iisus, cel pe care ei resping, este tocmai acela care poate fi mântuitorul lor. Dacă dăm o pagină sau două înapoi la capitolul 5, este acel verset frumos pe care îl spune apostolul în fața Sinedriului 5:31. Pe acest Iisus, Dumnezeu l-a înălțat cu puterea Lui și l-a făcut Domn și Mântuitor ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Tocmai acela pe care ei îl respingeau era singura lor modalitate prin care se puteau pune în regulă cu Dumnezeu, prin care se puteau întoarce la Dumnezeu, prin care puteau fi iertați. Și
aici, mergând spre, aceasta este doar prezentarea textului, poate, aș merge și spre o parte practică, este acest risc al respingerii Duhului Sfânt. Pentru că Ștefan subliniază aici, în capitolul următor, spre sfârșitul predicii, când își termină această incursiune în istorie, spune: voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Versetul 51, care este după incursiunea în istorie pe care am citit-o. Vă împotriviți Duhului Sfânt. Este acest risc al împotrivirii, al respingerii Duhului Sfânt. Pe lângă faptul că ce poate fi un păcat mai mare decât să îi dai peste mâna lui Dumnezeu, un Dumnezeu care vine cu o ofertă de dragoste, un dar care este viața veșnică pentru cel păcătos, pe lângă faptul că este un păcat așa de mare, mă gândesc care este riscul mai departe. Pentru că în mintea noastră este întotdeauna acest loc liber pe care îl lăsăm pentru a doua șansă. Ne gândim că dacă am auzit Evanghelia de mai multe ori, poate cineva împiedica să o auzim de și mai multe ori mai târziu. Este un concept în Biblie numit împietrire. Nu aș vrea să intru foarte mult în detalii, dar inima omului se poate împietri. Se poate împietri. Auzi de mai multe ori același mesaj și inima devine insensibilă la mesaj. Dacă respingem acum, cine garantează că mai târziu vom accepta? Dacă noi avem capacitatea și tăria aceasta, cum spune aici tare de la cerbice, avem tăria aceasta, încăpățânarea asta să-L respingem pe Dumnezeu, ce ne face să credem că mai târziu în viața noastră îi vom ceda și îl vom asculta? Cred că este o nebunie amânarea aceasta. Și vorbesc poate celor care sunt copii de credincioși și au auzit de multe ori Evanghelia, sau poate celor care vin de multe ori la adunare, de mult timp la adunare, și amână sau încă resping oferta aceasta lui Dumnezeu. Auzind mereu același lucru. Este acea, știți cum este talpa omului, dacă mergi mereu prin nisip și pietre, talpa aceasta se bătătorește și nu mai simți. Prima dată când ieși, știu la mine la țară, când ieșeam pe uliță desculți, mă înțepau, nu puteam să mergi măcar un metru. Era cumplit. Erau alți copii care mergeau mereu în picioarele goale și n-aveau nicio problemă, alergau cu viteză foarte mare. Nu durea deloc. Auzind mereu, cum spunea cineva, te obișnuiești ca morarul cu huruitul morii și devenim insensibili. Și știți, aici nu este vorba despre puterea Duhului Sfânt, care este aceeași. E vorba, și nu vorbim despre ea. Dumnezeu are răbdarea Lui foarte mare. Dar n-aș vrea să vorbim despre aceea, aș vrea să vorbim și El are aceeași putere tot timpul. Aș vrea să vorbim despre o inimă care se schimbă. Și dacă noi refuzăm pe Dumnezeu prima dată și a doua oară și a treia oară, până când îl vom refuza? Inima aceasta devine insensibilă. E vorba de o schimbare la noi. Și Biblia numește acest fenomen împietrire. Împietrire. Când nu-i răspundem lui Dumnezeu, Faraon și-a împietrit inima. N-a ascultat. Nu vă mai este o expresie în cuvânt să vă împietriți prin înșelăciunea păcatului. Iarăși păcatul împietrește inima. Și în Psalmul 95 este referit la acel moment în care poporul evreu l-a ispitit pe Dumnezeu la Masa și Meriba. Deși văzuseră lucrările lui Dumnezeu, ei tot nu se încredeau în El. Tot nu se încredeau în El și spune că îl ispiteau pe Dumnezeu în felul acesta. Și spune Dumnezeu, nu vă împietriți inimile ca atunci. Oamenii aceștia și-au împietrit inima față de Dumnezeu. Această imagine din Biblie, împietrirea inimii, mi se pare cea mai bună. O inimă împietrită. Cum va fi această inimă sensibilă? Să-i cere lui Dumnezeu acum, până nu este prea târziu, o inimă
sensibilă la cuvântul Lui și să fim deschiși pentru a asculta ceea ce El ne spune. Nu este vorba doar de a primi oferta Evangheliei, ci și de a asculta de El zi de zi. Când El poruncește, noi să ascultăm. Refuzul acesta nu face decât să ne împietrească. El să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Amin.